Încă din ajunul Crăciunului, polițiștii au fost la datorie pentru ca Giurgiu veni să petreacă sărbătorile în condiții de liniște și siguranță. În perioada 24-27 decembrie, polițiștii care au acționat și în sistem integrat cu jandarmeria, poliția locală, poliția de frontieră sau ISU, au identificat o serie de infracțiuni. Au fost înregistrate 22 de infracțiuni contra patrimoniului, respectiv infracțiuni de furt, furt calificat sau distrugere, 23 de natură judiciară, cele mai multe dintre acestea pentru lovire sau alte violențe, o infracțiune de operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, precum și 20 de infracțiuni rutiere, dintre care 6 ca urmare a 6 accidente rutiere produse pe raza județului. De asemenea, oamenii legii au aplicat aproape 200 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 70.000 de lei, reținând 30 de permise de conducere și 2 certificate de înmatriculare. Au fost înregistrate 5 tamponări și 6 accidente rutiere. Din nefericire, unul soldat cu decesul unei persoane, iar 5 cu rănirea 5 persoane. Totodată, cele mai frecvente infracțiuni întâlnite au fost cele de conducere a unor autovehicule cu alcoolemie peste limita legală, fie conducerea fără permis de conducere sau conducerea unor autovehicule neînmatriculate. Polițiștii continuă să atragă atenția asupra echipării autoturismelor cu anvelope de iarnă. În zilele următoare se va interveni pentru prevenirea evenimentelor cauzate de fenomenele specifice sezonului rece.